Mesajul care Dumnezeu mi-l-a pus pe inimă în această dimineață pentru noi, Biserica Betel, este un mesaj care l-am mai avut în Biserica Betel în vremea de pandemie, când eram singur la învon și nu era niciun membru al bisericii în biserică. Un mesaj care oriunde mă duc și îl țin, fără excepție, frații spun, o fost prorocie. N-ai știut problemele bisericii, o fost prorocie. Și lucrul ăsta m-a încurajat să-l țin acum când suntem toți aici, ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet care ascultă. Și anume mesajul despre iertare. Unul dintre cei mai mari teologi pe care lumea a cunoscut a fost Warren Worsby. Și el spunea că noi astăzi ne rugăm pentru trezire spirituală. Vrem trezire spirituală. Însă trezirea spirituală ar putea veni foarte simplu dacă pocăiți ar face un singur lucru. Și anume, să se ierte unul pe altul. Că atâta timp cât nu există iertare, atâta timp cât există violență, atâta timp cât există amărăciune, Duhul lui Dumnezeu nu se poate odihni peste o inimă plină de amărăciune. Unde există buruienia mare, Duhul Sfânt nu vine. Dar unde solul este curat, Duhul Sfânt, într-un mod natural, vine în inima celui om. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un Duh bun și un Duh blând, și liniștit, lăudați să fie în numele Domnului. La ora actuală, în cultul pentecostal și baptist, evanghelic în general, se vorbește foarte mult despre închinarea agresivă. Domne, tineri ăștia, domne, ce acolo cu lumini și cu fumuri, domne, noi am ieșit de la discotecă, cum, iar băgăm discoteca în biserică, ok, amin, suntem împotriva excesului de așa zis închinare. Perfect. Ok. Vreau să vă spun ceva, că nu asta este cea mai mare problemă în bisericii noastre. Pentru că tine care spun, Iisus, ești Domnul meu și mai pune fumul ăla, după ce cântă, dau mâna unul cu altul și mărg și mânc copița. Ok, nu suntem pentru, dar stau la masă și vorbesc și mărg și se roagă împreună. Pericolul cel mai mare este Duhului Cain. Oamenii îmbrăcați frumos, pace, 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 care în inima lor au uri străvechi. Oameni care sunt foarte, foarte conservatori, dar în inima lor au ură amar. Uitați ce zice Biblia în Ezechiel, capitolul 25, cu versetul 15. Zice Biblia despre un popor care are o ură străveche. Oameni care merg la biserici și când îl vede pe cutare că a intrat în biserică, îi se ridică tensiunea. Nu le artă, frate, dar ia cina Domnului o oh, ia, yeah. dar nu iartă. Mă gândesc, de exemplu, la Antonio Salieri, profesorul de pian al lui Mozart. Era cel mai aplaudat pianist din vremea aceea. Și când s-a ridicat Mozart de levului, lui, s-a început să cânte la pian, toată Europa l-a aplaudat pe Mozart, o uitat de Antonio Salieri. Și ce-a făcut Antonio Salieri? L-a otrăvit pe Mozart. Să domne, cum adică ăsta să-mi ia mie fața? Ce ăsta? Trebuie să moară! și-a avut și tupeu ca să organizeze funerariile, că e ok, că e ok. Nu, asta e Duhul lui Cain. Asta omoară bisericile. Asta omoară bisericile. Oameni care sunt foarte religioși, îmbrăcați frumos, da, pace, pace, dar în inima lor n-au scăpat de buruienea mare, nu le mărturisesc. Ca și Cain. O, oh, frate, hai cu noi la câmp. Frate, hai la câmp. Așa a zis că treabă, nu? O, oh, frate, ești un potențial, Domnul să te binecuvânteze. Da, da, frate. ăștia sunt periculoși. Și cu o mână sinistră, stânga în italiană, sinistră, pac, l-o frate. -să. Dacă ai în inima ta Duhului Cain, Duh de neiertare, de răutate, ascultă-mă, degeaba te-o tineretul din vremea noastră, ok, suntem împotriva exceselor, dar ascultă-mă, ura și neiertarea e mai spurcată înaintea lui Dumnezeu decât tinerii care poate au anumite excesuri. De aceea, frate și soră, indiferent cine ești, indiferent câți ani ai, Cercetează-te asta și dacă vezi că sunt oameni care încă duci în spate. Asta să spui, Doamne, dăm harul pocăinței. La noi, în bisericile noastre evanghelice, se penalizează păcatul curviei. Nu în tătie. vreau să cred că majoritatea. O curvit, bun. Întreb, frate, îți curat, eu n-am curvit. Bravo, felicitări. Dar vreau să vă spun ceva, că în ea nu vor ajunge numai oamenii care au curvit. Afară sunt separe, zice Biblia. Nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Afară sunt mincinoși. Afară sunt urătorii. Afară sunt o listă de 120 de păcate și dacă vezi că în inima ta există păcate nemărturisite înaintea lui Dumnezeu. Oameni care îi duci în spate să spui, Doamne, dăm harul pocăinței astăzi, Doamne, și ajută-mă să iert din toată inima mea. Osea 7 cu 9 Biblia spune așa, niște străinii mănâncă puterea, îl apucă bătrânețea și nu-și dă seama. Bun, ai păzit de păcatele trupului. Bravo, felicitări, ce să spun. Dar ascultă-mă, dacă există străini în viața ta care se mănâncă puterea, alte păcate impenetrabile, păcate ale Duhului, în cazul acesta, neiertare, amărăciune, ură, invidie, ce să faci? Găsește pe cineva cu fermoar pe gură. Găsește-ți un duhovnic și du și mărturisește păcatele. De ce? Pentru că se mănâncă puterea. Deci Biblia la pucă bătrânețea. Și n-ai intrat în planul lui Dumnezeu, pentru că neiertarea îți blochează destinul. Ești un om cu frâna de mână trasă. Dacă vrei să împlinești planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta și vrei să te deblochezi spiritual, ascultă-mă. Numai când eliberezi pe cel care s a greșit, vei fi tu însuți liber. Până nu le eliberezi și nu-l din toată inima ta, tu însuți vei fi legat. Așa că dacă vrei să fii deslegat, alege să-l deslegi pe el și sufletul tău va fi deslegat. Până atunci, dacă ții, poce, 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 Pace să mergi încolo, pace. Și inima ta nu e liberă, ascultă-mă. Îl stingi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îl pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă nu ierți? Un prim lucru care ți se întâmplă dacă nu ierți, vei fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Toate cercetările medicale arată lucrul ăsta. Un om care nu iartă va fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Doctorii abia în secolul 20 au descoperit ceea ce se numește astăzi boli psihosomatice. Boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Până atunci, ce durea ceva, merea la doctor și zicea, ai 8 ore de somn dormit, ce ai mâncat, totul era fizic. Ei, acum s-au trezit doctorii de 100 și ceva de ani și au zis, stai, stai, bă, sunt boli ale trupului datorită, datorită. Domnule, nimeni pe neamul meu nu a avut boala asta. Datorită, zice stare. Ce zic doctorii? Stres. 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 Și cercetările arate. Un om care e stresat, imunitatea e mai slabă, bol de inimă, bol psihice, anumite tipuri de cancer, tot felul de, de, de e, e, organele interne simt tot, toată presiunea stresului care, și dintr-o dată, domnule, de unde am eu diabet? Că nimeni, De eu nu mă îndulce. Doctorul ce Stres. Pentru că există o legătură între un psihic încărcat și trupul ăsta care ne l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu însă este mult mai deștept ca dos doctorii și ne-a spus de mult. Nu te supăra, că supărarea duce numai, zice stare, la rău. Pentru că bolile nu se fac de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Stai acolo, nu-l mă, nu-l nu-l frate, nu pot. Să știi că lucrul ăsta va afecta și pancreasul tău, și ficatul tău, și bătăile inimii, și psihicul tău, și armonia, și tot ce vrei mai departe. De aceea, în această dimineață, spune Doamne, Dăm harul să pot să din toată inima mea, Doamne. Vreți să noi facem spălarea picioarelor? Avem cina Domnului, deci în fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine? Foarte bine. Biserica noastră face spălarea picioarelor. Ok, sunt biserici care fac, sunt biserici care nu fac. Biserici care cred că e cultural, doar pentru evrei, atunci că umblau prin praf, prin bălegar și asta era obiceiul lor. Noi credem literal că trebuie, dacă eu, o domnul. Bun, nu asta e problema. Dar vreau să spun ceva. Când faci spălarea picioarelor, dacă vrei să ți se ponteze în ceruri, soră, frate, nu mai fă cu cu care te înțelegi bine. Tăcu, cu sora, eu faci de 20 de ani de zile, 2-3 picuri acolo pe ciorat, dom domnul bine cuvântează. Dacă vrei să se pună spălarea picioare și să nu fie doar așa o vrăjală, frate și soră, nu mai fă cu cu care ești pretin. Că are rost! Trebuie să fie lecția în spatele spălării de picioare. Să fie o imire. Cum? Tu, Domnul, să-mi speli picioarele? Să mergi la cu care te-ai certat și care zici că ai luat cina, că ai iertat, nu? Să mergi și să, să-i speli picioarele. Omul ăla să se mine, mă, dar chiar îmi spală nu, nu vine să cred. Să mergi la la năpăstui, să zici, doamne, omul ăla o venit să-mi speli. Păi dacă îți faci spălarea picioarelor tot cu ăla, dar pe ăla cu care ai avut un clinci, și cu care poate ai făcut troacă de porc și n-ai zis iartă Nu, no, dar tu nu faci spălarea cu el. Nu, no, faci numai cu ăla. Îți spun, mai bine n-ai o pentru că trebuie să fie lecția spirituală în spate. Uimirea aceea. Iisus i-a spălat și lui Iuda picioarele. Ești gata? De ce i-a spălat picioarele lui Iuda? Nu știa Iisus Hristos? Ba da. Dar in inima lui a putut să spună vine stăpânitorul lumii acesteia. El nare nimic aici în mine. Altfel, frați și surori, va fi un obicei. Cum mai zice, luăm Coca-Cola la masă ca să fie. Dar ne spălăm picioarele. Ok, dar fă să se simtă în spate acea uimire, să vadă că tu cu adevărat ai iertat și că l iubești și că nu-l mai intimidezi. Frați și sorori, să ieșim din stereotipe. Și dacă vrem cu adevărat să se ponteze undeva, să o facem după inima lui Dumnezeu, amin. Așa că dacă vrei să fii mai sănătos, alege să ierți. Uitați-vă de exemplu la Ștefan. Omul acesta, zice, a fost primul martir care a fost secretul vieții acestui om al lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu îl însoțea cu așa putere? Pentru că Biblia spune că prin mâinile lui se făcea multe semne și minuni și o mare mulțime de oameni se întorcea la Dumnezeu. Care a fost secretul puterii lui spirituale? Uitați-vă că Duhul Sfânt descoperă secretul puterii lui spirituale, știți unde? La sfârșitul vieții. Când oamenii luau pietre ca să-l ucidă, nu au dar să vezi ce-i fac eu lui, lască că-l joc eu pe el, acum pun mâna, să vezi că da, Na, nu mă lasă la el. Nu, da? Ăsta nu era așa firesc și lumesc cum suntem noi. Când au văzut că oamenii au pietre la el, și ce-au făcut? s a rugat și au zis, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă nelegiuirea asta. Te mir că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a putut să asiste un astfel de om. De ce? Pentru că în inima lui nu exista dor de răzbunare, de răutate. Și s-a rugat pentru vrăjmașii lui. Exact ca și Iisus Hristos pe cruci. Și noi vrem trezire, vrem trezire. Dacă vrei întrezire, frați și sorori, indiferent de câți ani ai, știi ce trebuie să zici? Doamne, există oameni care îi duc în spate. Doamne, mă pocăiesc în numele Lui Isus Hristos și dă în inima mea harul iertării și al pocăinței. Lăuda să fie Domnul. Amin? Ce se întâmplă dacă nu ierți? Ești mai bolnav fizic. Și acum ascultă-mă, dacă tot trimiți bilete în față, rogați-vă pentru mine, ok, biserica să roagă. Ok? Dar dacă știi că există un păcat în viața ta conștient de care nu te-ai pocăit, dacă știi că există idolul ăsta neiertării, nu pot, frate, nu pot, nu pot. Nu mai trimit bilete în față. Nu chinui biserica 500 de oameni, 1000 de oameni să se roage. Că oricum Dumnezeu ne ascultă. Biblia zice, păcatul tău face un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și ce trebuie să faci mai întâi? Păi dărâmă zidul! Păi iartă! Când degeaba să roagă 500, când Domnul zice, degeaba. Nu mai chinui biserica. Spre Doamne, dăm harul să ier din toată inima mea. Lăudați să fie Domnul. Amin. Doi. Un om care, ia, care nu iartă. Nu numai că va fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Doi. Un om care nu iartă îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cred că nu e nimic mai teribil. Mai ales pentru un slujitor. Și să mă asculte și predicatorii. Nu cred că există nimic mai teribil că un om care să țină ură în inima lui. Duhul Sfânt nu mai asistă. Efeseni, capitolul 4, versetul 30, Biblia spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru o ziua răscumpărării. Versetul următor, șase păcate, în cap de listă. care e păcatul care -i întristează pe Duhul Sfânt? Zice stare. Unu, în cap de listă. care -i? Amărăciune. Nu-i curbi, frate. Bravo, felicitări! Dar ascultă-mă, dacă ai lăstar de amărăciune în inima ta, și ce face asta? Întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și eu cred că de, a, de, aceea există atâția predicatori care îți vine să dormi la predicile lor pentru că în inima lor există anumite lucruri care frustrează pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu poate să curgă. De ce? Nici măcar nu s-au luptat cu ele. Dacă vrei ca Dumnezeu să folosească, ascultă-mă. Frate fiere, trebuie să devii miere și să alegi să ierzi din toată inima ta. Pentru că Duhul Sfânt este blocat în slujirea ta dacă nu ierzi și dacă ții buruieni amare. Doamne, curățește-ne Tu. Doamne, spală-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Lăudați să fie numele Domnului. Uită-te la David. Vă aduceți aminte de David? Omul ăla bun care odată a fost... Ne, bun. Omul la care l-a iertat pe Saul 13 ani de zile putea să-l omoare. Când o dat Saul odată cu sulița, au făcut așa. Putea David să ia sulița și să-l țintească direct în nas. Da sau nu? Dacă voia. Era un țintaș perfect. Și zis, nu, 13 ani de zile. Rezist la toată persecuția, sindromul lui Saul. Să ridic un David, pac, trebuie să mor, mă toci, mă toci. Și la un moment dat, zice Biblia, că David trimite ostașii lui, îi trimite la Nabal și zice, auz? Nabale, am avut grijă de oile tale tătă noaptea. Auzi, n ai vrea să-mi dai ceva brânză, ceva caș? Ce dorește inima ta? Și zice Nabal, cine-i fugarul ăla de David? Zice, să dai o brânză mea lui David. Mulți fugari au plecat de la stăpânilor. Și așa vin și zice, auzi, David, o zic că ești un fugar. Și ascultați ce face neprihănitul de David. Deci era așa, să mă perepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Dacă îl nu omor pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească, nevinovat. Pentru ce? Pentru o vorbă. Orgolul lui masculin a explodat. Pe mine David m-a făcut fugar așa ceva. Trebuie să o plătească cu viața. El și tot neamul lui, nevinovat. Pentru o vorbă. Băi, David, de 13 ani de zile l-ai răbdat pe Saul. Maniacul ăla în invidie. Omul a vrut să o și a zis să nu mă ating, nu, ți-o tremurat inima când ai -a. Și acum pentru o vorbă? Așa sunt mulți. Rezistă la ispite teribile, păcate mari, frate, m-am ținut curat, bun. Și se împiedică de o frunză. Rezistă pe vremea comuniștilor și se împiedică de o vorbă. Și după 30 de ani de zile rede cu exactitate și cu, și cu, sete. Ce eu zis fratele, am 30 de ani de zile. Nu uitat, se vede că încă nu au scăpat. Și în timp ce merge nebunia lui să-l omoare pe David, pe Nabal, îi este în cale cine? Abigail, nevasta lui Nabal. Zice că e simbolul Duhului Sfânt. Și spune așa 1 Samuel 25 cu 28. Iartă, Domnul meu! Iartă, te rog, Domnul meu, că Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Domnul meu, bărbații. Vrem familii puternice? N-au nimic. O zi surorile. mai tăcuți astăzi. Domnule, vrei casă trainică? Iartă domnul meu pe doamna ta și domnul îți va da o familie puternică. Doamnă, vrei o casă trainică? Nu la orice pișcătură, mi ciucările și plec. Iartă, Doamnă, pe Domnul tău. Uite, ăsta e secretul. Câți oameni nu trebuia să ajungă în divorț dacă era cineva să ia după cap să spună bă, lasă-mă orgoliu tău, bă, iartă, bă, nu fi, hai bă, nu, no, pe ce așa ceva, bă. Și mândria aia, mândria aia, nu murit. Nu l ierta fata mea, nu l ierta. Frate și soră, dacă vrem să avem case puternice, uită secretul, iartă. Căci Domnul meu poartă războaiele Domnului. Și acum ascultați. Și niciodată să nu fie răutat în tine. Și acum vreau să vă întreb. Noi, Biserica Betel, purtăm războaiele Domnului, da sau nu? Ori de câte ori ne rugăm, suntem în război împotriva Duhului răutății care sunt în locurile cerești. Vrei războaie câștigate? Vrei rugăciune ascultate? Ce zice Biblia atunci? Să nu fie niciodată răutate. De ce nu avem de multe ori rugăciune ascultate și de ce? Pentru că poate există lăsar de amărăciune care întinează pe mult, spune Biblia. Aduce tulburare și întinează pe mulți. De aceea, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, fă ce a făcut David. David și-a băgat sabia în teacă și s-a dus înapoi acasă. Pentru că Abigail i-a zis, poate Domnul te va ridica la tron. Și să n-ai pe conștiință că ai vărsat sânge. Răzbunarea este a cui? A Domnului. După 10 zile, zice Biblia că omul ăsta a o tras o beție puternică în abal. Și Abigail a venit și a zis, vezi că a venit David să te omoare și eu l-am oprit. În momentul ăla, de ce Biblia, i s-a făcut inima ca piatra, adică 10 zile comă, paparate. Și după 10 zile Domnul l-a lovit. Dar David rămâne cu mâinile curate, pentru că răzbunarea este a cui? A Domnului. Nu te răzbuna singur, ăsta va fi următorul punct. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. Pentru că un om care se răzbună, îi spune pur și simplu Dumnezeu și zice, Doamne, de tu la o parte, lasă-mă să mă îmbrac eu cu atributul răzbunării care e a tău și lasă-mă să acționez eu ca Dumnezeu. Și acum ascultă-mă, Dumnezeu își împarte cu noi bunătățile, dar slava nu își împarte cu noi. Și când vrei tu să iei locul lui Dumnezeu și să-i aras frate, las că joc eu cumva, ascultă-mă, vei avea de-a face știi cu cine? Cu Dumnezeu. Pentru că răzbunarea este a cui? A Domnului. Și, Doamne, multă apă trebuie să treacă pe criș până să se șteargă unele lucruri. Dacă hornarul satului vrea să se bată cu tine și tu ești îmbrăcat în costum alb, bă, fi deștept, mă, nu te bate cu el, mă, că e prost, mă. El vine să te murdărească. Ce să faci? Ce să faci? Fugi. De ce? Te murdărește. Nu intra în prostia minții lui. Că n-are reguli. Răzbunarea este a cui? A Domnului. Davide, lasă-mă pe mine. Nu te răzbuna. Răzbunarea este a Domnului. Poate ești aici și ești pe buza prăpastelor. Ogoi-te. O te Și spune, Doamne, Duhul Sfânt este Duhul Păcii. Doamne, răzbunarea este a Ta, Doamne. Nu vreau să mă răzbun, Doamne. Vreau ca harul Tău să vină peste viața mea. Nu vreau să-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vreau ca Duhul Sfânt să ne asiste. Amin, frați și surori? Uitați ce zice Biblia. L-a chemat pe Natanael și a zis, noi am găsit pe Mesia. O, oh, l-am găsit pe Mesia. Poate și ceva bun din... Poate și ceva bun de acolo? nu, nu, no, no, ce Mesia. Și vine, vine, vine Iisus Hristos și spune așa. Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când era Iisus Mochin. Iată cu adevărat un israelist, spune Isus Hristos lui Nathaniel. Un israelit în care nu este vicleșul. Omul ăsta cade și zice Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu! Tu ești Împăratul lui Israel! Versetul 50. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sus în crez, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat îți spun că de acum încolo vei vedea cerul deschis și pe Îngerul Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Întrebarea este, cui deschide Dumnezeu cerul? La cine Dumnezeu arată lucruri mai mari și slava lui Dumnezeu va veni cui? Celui fără? Zice stare. Vicleșug. Vrei să se arate slava Domnului peste viața ta? Frate și soră, știi ce? Trebuie să te rogi. Doamne, ajută-mă să fiu un om fără vicleșug. Pentru că dacă ești fără vicleșug, Dumnezeu promite și ție ce a promis lui Natanel. Și anume, vei vedea cerul deschis. Și ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă cerul peste viețile noastre. Amin? Un om care nu i arta, am spus, va fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Doi, un om care nu iartă, îl stinge pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trei, un om care nu iartă, îl are vrășmaș nu pe satana, ci pe Dumnezeu. Repet, un om care nu iartă, îl are vrășmaș nu pe satana, ci pe Dumnezeu. Deja am anticipat și am spus că răzbunarea este a cui? A Domnului. Când cineva vrea să-i joace el rolul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă să joci rolul lui. Tu trebuie să stai deoparte și să lași pe Dumnezeu. Uite ce zice Biblia în Iacov, capitolul 5. Biblia spune așa. Iacov, capitolul 5. Capitolul 4. Versetul 4, zice Biblia așa. Suflete preacurvare, curvare, nu trupule, la nivelul Duhului. Nu știți că pretenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie preten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Adică atunci când când vrei să îmbrățișezi valorile lumii, lumea este un soț, are valorile ei, nu te lăsa, răzbunare, arată nu, no, nu, no, nu, no, da? Așa zice, ăsta e contextul, versetul 1, 4 cu 1. De unde vin luptele, certurile între voi? Nu vin oare din mădulare voastre, poftiți, nu aveți Ucideți? spizmâiți, tararam, bun. Deci ăsta e soțul, lumea asta, cu toată ura. Și zice Biblia, fii atent, dacă vrei să fii prieten cu lumea, dacă vrei să-l ai soț pe zeul lume și vrei să fii și cu mine, să știu un lucru, mă vei avea vrășmaș pe mine. De ce? Versetul următor. Pentru că Duhul care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cum? Zice stare, cu gelozie. Păi nu poți să-L ai și pe Dumnezeu prieten și sistemul lumii. Ori ești cu lumea, cu sistemul ei de răzbunare, ori ești cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii prieten cu lumea și să fii tu, ascultă-mă, îl vei avea de vrăjmaș pe cine? Nu pe satana, ci pe cine? Pe Dumnezeu. Și n-aș vrea să fiu un pielea ta. Și în seara asta, în dimineața asta, spune Doamne, vin înaintea Ta și de există oameni care nu iert. Doamne, vreau, Doamne, să mă pocăiesc. Vreau să îngrop securea, Doamne, și să aleg să iert din toată inima mea. Fratele Nicu Mureșan mi-a spus că fratele Traian Dorz a stat în închisoare multă vreme, printre altele, și datorită soției lui, care l-a trădat la securitate. Când a ieșit de acolo, trei ani s-a uitat în ochii soției lui și a zis, dragă, tu nu poți să greșești față de mine, de câte ori te pot ierta pe tine. Ce slab sunt eu. La orice pișcătură, nici nu mai cânt, nici nu mai predi, gata. Te mire apoi că s-o pocăi nevastă să? Asta e cea mai înaltă treaptă a creștinismului. Nu câți bani ai și câți dai. le pădați! Dacă inima ta nu-i curată, cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă ai ură și amărăciune, măcar mărturisește-o, nu ține acolo că-i dreptatea ta. Pentru că dacă nu ierți, vei fi blocat. Și, Doamne, mă gândesc câți oameni sunt blocați. Am întâlnit un frate, păstorul zice că te mine, vii la oncologie, zice cu mine să te rogi pentru un, frate. Ultimul stadiu. Zic, eu vin. M-am dus acolo, zic, frate, pentru ce să mă rog pentru tine? Și erau aici ca Dumnezeu să mai dea 2-3 ani de zile de viață. Dar de ce? De ce sunt tribunal cu fratele meu de 15 ani? Pentru o nenorocită de mejdie de pământ de la mama. Asta e după mulți oameni iad. Lăcomiile astea. Și vreau ca Dumnezeu să mai dea câțiva ani de zile ca să recuper să recuper mărturia și să refac mărturia lui Dumnezeu în sat, că 15 ani am făcut mărturia praf. În momentul ăla m-a rugat înainte de Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Știți că sunt oameni care îmbătrânesc urât? N-au suc n-au vlagă. De ce? Te gândesc cu motoarele pornice. Avocat, încă duci, București, iar, nu, nu, nu. În loc să suferi tu pagova și dacă ai dreptate. Și acum ascult, eu știu ce vorbesc. În loc să suferi tu și să plătești sau să renunți tu la miliarde de euro, dar nu cumva numele Domnului să fie terfelit din cauza ta. Ținem atât de mult la noi și ți-ai nenorocit și prunci, că vezi că tata te una, tă, una. <gură> și părinții au mâncat aguride și copiilor i-ai dat duhul ăla și lui. Pentru că ce n-ai putut tu birui, vine pe prunci. Și nu mai vezi că și pruncul îi băsoși și nu se lasă. De ce? Pentru că tata a fost așa. Nu, nu, ce lăsa. Și devin răzbunător. De ce? Pentru că tata când s au căsătorit, pruncul, eu zic, dragul tată, îți dau casă, mașină. Bă, fii aici, fii atent aici. Îți dau și o sticluță cu o travă. Nu, ce lăsa pruncul meu. Am citit de John Piper, păstorul păstorului în America și spune așa, îi mulțumesc tatălui meu care nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme. Era păstor tata. Și avea el bătăriile lui ca păstor. Și mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme. Când stai la masă cu pruncii tăi, nu zi, cu tata, ala cu tată, ala, așa, ala, așa, a, 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 Injectează numai în el. Bagă bagă în bătălii pentru care ei nu sunt vaccinați. În loc să fii gentleman și să te duci singur în camera ta, să-ți duci bătălia pe genunchi sau să vorbești cu un om mai matur, să spui, uite ce mi-au zis, bă, dar mă doare. Nu, spune-le să audă. Și apoi la 18 ani zice, și pusii de la Dios, am plecat, acolo o să mă duc, dar la ăla. Și apoi trimite trimitem bilete în față. De ce? Pentru că în loc bun te-au durut, au fost nedrept. În loc să spui, Doamne, dăm harul să iert. Hristos cu, 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 cu răni în palmă, necicatrizate, a spus, tată, că nu știu ce fac. Noi unii trebuie 20 de ani de zile să treacă până se cicatrizează ca să iertăm. Frate și soră, noi suferim niște pișcături față de ce a suferit Iisus Hristos. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, Doamne! Eu ăsta care nu l-am răstignit, Doamne! Iartă-ne Tu! Și ajută-ne, Doamne, să fim ca Domnul Iisus Hristos slăvit să fie în numele Domnului. Amin? De ce să ierți? Ca să fii mai sănătos. Un om care nu iartă va fi mai bolnav. Și nu mai zic că boala aia, că Domnul mă nici meri lângă el. Fratele Mihăiță de Nile mărturisea într-o predică că mama lui avea COVID. Și s-a dus la spital. Și în dreapta era o soră, atunci a cunoscut-o prima rată. Și îi spune, cum de 20 de ani de zile nu vorbești și cu cumnată sa? Mama fratele de Nile zice, dar cum tu, soră pocăită, tu nu vrei raiul? Cum nu vorbești? Nu, no, nu, no, frate, eu am dreapta, Nu, no, nu. No. Doamne, că le, le auzi. Nu o să-l las. În biserică pace. Pe la spate, mahala joice. Nu, no? nu. No? Păi să-l dacă mor aici în spital. Și-a început ora. mama lui Mihaiță Daniele, să o evanghelizeze, nu ca pune pocăit, că parcă n-ar fi știu ce trebuie să facă, nu? ABC, te prunci, te la lapte suntem cu biberonul și avem 50 de ani de zile, trebuia să fim la doctorate, spiritual vorbind. Suntem tot acolo? Nu. Dreptate mea. De ce sună? Spune că îți pare rău. Împacă-te cu ea. Și sora asta, convinsă de Duhul Sfânt că a stat 20 de ani de zile, într-o stare nemeritată că putea să o rezolve. Nu să ducă sa cu 20 de ani în spate, nu? O sună și începe și plânge, și plânge și cealaltă. Și amândouă, să pocăiește, și plâng, amândouă. Și așa, har. Și Mihaiță continuă continu și spune: Sora care o sunată avea diabetul 400 în momentul în care. Tată, o scăpat de diabet! Stres, spun doctorii. Domne, mănânc vegan, stres! Nu te supăra că supărarea acționează și pe pancreas. Câtă înțelepciune ai pus aici în Biblie, Doamne? Sărut mâna, Doamne! Pentru atâta înțelepciune cât ai pus-o. Învață-ne să ne răstignim firea asta și mândria noastră. Să călcăm pe noi. Ca să se vadă Isus Hristos. Noi la ora de rugăciuni de multe ori spunem așa. Fraților, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit față de noi. Așa e. Și ce bine că nu s-au sfârșit. Și se renoiesc în fiecare în fiecare dimineață. Dar ce ar fi să-ți renuiești și tu bunătatea față de ăla? ți ți place când Domnul și și bunătatea față de tine, nu? Dar tu ți-o renuiești? Doamne, milă, te rog, ai milă de mine. Dreptate pentru el, milă pentru mine. Domnul zice, nu, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Vei culege așa ce ai semănat. Semeni milă? Vei avea milă! Seme răzbunare, bineînțeles, tu nu o să fii răzbunător, tu o să drept, dar sub haina aia dreptății. De fapt, e un Duh care nu-i Duhul lui Hristos. Știi ce să zici, Doamne? Răzbunarea ta. E lucrarea ta. Eu spun cu tău. Fă ce vrei, Doamne. Iartă, frate și soră. Ca să nu rămâi blocat. Că poți să ajungi pe patură moarte și ai avut lucrări din partea lui Dumnezeu. Am un plan cu tine din pântecile mai tale. Da, amin, așa să fie. Dar să știi un lucru, că dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta și satan are un plan cu viața ta. Și dacă te oprins cu păcate care nu le penalizezi, nu, că nu îți dă, dă, trup, îți păcate ale Duhului, care s acolo și te-a încolăcit. Spune Biblia, să lăsăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de, așa de lesne. Și ce să faci? Să alergi cu stăruință. Amin? Un om care nu iartă va fi mai bolnav. Doi, un om care nu iartă îl întristează pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e porumbelul și porumbelul nu are fiere. Și amărăciunea ce face? Întristează pe Duhul Sfânt. Trei, un om care nu iartă îl are vrășmaș pe Dumnezeu. De ce? Pentru că răzbunarea este a cui? A Domnului. E un atribut care aparține lui. Să vă mai dau un exemplu. Vă aduceți aminte de Iosif? După mine Iosif este personajul care seamănă cel mai bine pe Domnul Isus Hristos. Iosif a fost vândut pe argint, Iisus a fost vândut pe argint. Iosif a fost aruncat în groapă, Hristos a fost aruncat în groapă, da? Și a ieșit a treia zi. Iosif iese, Hristos iese. Iosif a fost ispitit, Iisus a fost. Iosif a biruit, Iisus a biruit ispita. Iosif avea toate lucrurile în mâna lui, în casa lui Potifar. Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Și vezi, Iosif își iartă frații. Hristos, deci iartă că nu știu ce fac. Și poți să vezi în oglindă viața lui Isus Hristos cu viața lui Iosif. Dar să știți că lucru care este cel mai extraordinar cu privire la Iosif este că Iosif a ales să-și ierte frații. Uitați ce zice Biblia în Genesa 45. Versetul 1. Vin frații lui și zice, noi suntem oameni de treabă, da, noi suntem oameni de treabă. Deci Iosif nu s-a mai putut stăpâni când i a văzut pe toți. Și a strigat, scoateți pe toată lumea afară, adică toți egiptenii afară. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Întrebare. De ce a scos pe toți afară Iosif? De ce a scos pe toți egiptenii? De ce? Și de ce? Pentru că știau că oamenii ăștia au o bubă cu puroi sub braț și nu au vrut ca așa să știe, să rămână numai între mine și ei. Adică, cu alte cuvinte, să vă spun pe românește, Iosif a vrut să le salveze fața. Bă, o să vorbești ceva cu ei, dar ăștia trebuie să meargă în oraș, trebuie să meargă la primărie, trebuie să meargă cu... Bă, o să-i vadă oamenii. Bă, nu vreau să meargă așa, vreau să vadă așa. Să rămână între noi, bă. Asta e iertare adevărată. Să rămână, nu le mai pui pe tăt, Facebook-ul și pe tot. Trrr, telefonul fără fir. Aia nu iertare. Și zice Biblia, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Și să-i a zis, eu sunt sunt fratele vostru, mai trăiește tatăl meu. Și acum ascultați, versetul 4. Iosif a zis fraților săi care erau în cremedință. Și asta e un cuvânt magic. Ce o zis? Apropiați-vă de mine. Adică atunci când ierți, nu mai intimidez. Atunci când ierți, nu spui, bă, tu că eu știu ceva din trecutul tău. Și nu-i paralizezi viitorul că știi ceva din trecutul lui. Iosif zice, știu totul. Dar ascultă, e ok. E ok aici, în inima mea. Apropiați-vă, nu vă fac niciun rău. Când a iertat pe cineva, nu-l mai intimidezi. Apropiați-vă, eu sunt fratele vostru Iosif. Versetul următor. Zice Biblia așa. Acum nu vă întristați, nu fiți mâhniți. Că Domnul m-a trimis înaintea voastră. Nu voi sunteți de bine. Domnul așa a lucrat ca să vă scape viața. Ce ziceți de Iosif? Un om care se uită la frații lui, nu le mai reproșează, nu mai zice nicăieri, vă aduceți aminte de vise. Iosif nu mai zice nimic. Iosif zice, e ok, apropiați-vă. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Când îi dă binecuvântarea, uite ce spune Iacov despre el. Genesa 49. Se zice Biblia așa. Ele, binecuvântările, versetul 26, să vină peste creștetul capului Domnului fraților săi. Cine este Iosif? Iosif este, uitați aici, bă, a fost un domn. Ăsta e domn peste fraților. Vrei să fiu un domn în biserica asta? Știi ce să faci? Să fii ca Iosif. Să fii ca Iosif. Bă, e un domn. Bă, o știut. Și ce-o făcut? Nu le au pus pe garduri. Apropite. That's fine. E ok. Vrei să fii doamnă? Vrei să fii un gentleman? Dar de ce au fost așa numit? Pentru că Iosif și-a iertat frații. Frați și surori, dacă vrei să fii un domn în viața asta, știi ce să faci? Alege să ierți. Doamne, dă-ne Duhul lui Iosif, Doamne. Și fie Duhul Sfânt, Doamne, să vină peste noi. Amin? Amin? Un alt lucru care ți se întâmplă dacă nu ierți. Nu numai că vei fi mai bolnav, nu numai că îi stingi pe Duhul Sfânt. Nu numai că Dumnezeu ți-i vrășmaș. Dar acum ascult. Un om care nu iartă, își deschide ușa inimii spre satana și zice, satano, welcome, bine ai venit în inima mea. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblia. În Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 2. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 10. Dar pe cine iertați voi, spune Biblia, îl iert și eu, în adevăr, ce am iertat, dacă am iertat ceva. Am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, dar de ce am iertat? Și acum ascultați, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Adică dacă nu ieri, ce faci? Îi dai cap de pod și lași satana să aibă câștig de la tine. În pilda care am citit-o, un om datorat 20 de milioane de dolari în termenii noștri și împăratul iartă, iese afară bucuros că nu mai are datorie și unui datorează o înghețată și ce nu te iert în închisoare cu tine. Și împăratul spune, băi, eu ți-am iertat atâta, tu nu poți ierta atâta? Se zice, aruncați-l în închisoare și dați-l pe mâna chinuitorului. Cine sunt chinuitorii? Sunt duhurile alea. Ați văzut oameni care vorbesc pe stradă singuri. Își imaginează debate cu cineva. Nu zice, da, las că am zis, vezi. Și ce înseamnă? Sunt oameni chinuiți. Dacă stai noaptea și se face ziua și încă tu tot te ceri cu ăla în mintea ta, ăștia sunt chinuitori, ăștia sunt duhurile. Înseamnă că n-ai iertat. Și ce ai făcut? îl lași pe satana să aibă câștig și lucrul ăsta te va duce la alte păcate care îți va distruge caracterul. Așa că ce să faci? Iartă de ce? Să nu lași pe satana să aibă câștig. Cinci. Mai am zece minute. Un om care nu iartă, nu mai are părtășie cu tatăl. Nu mai are. Deci degeaba cântăm noi și vinem și nu. No. Nu mai e părtășie. Uite ce zice Biblia. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 5 6 Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric zice stare 1 Ioan capitolul 1, pardon, cu versetul 6 Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric zice stare Mințim. Și nu trăim? Adevărul. Da! Dar tu ești în întuneric. De ce Biblia vezi? Că în iertarea aia întrerupe părtășia ta cu Dumnezeu. Și ce trebuie să faci? Să pui mâna pe un telefon și să spui, iartă-mă, frate. Să pui mâna pe un telefon și să spui, iartă-mă, soră. De ce? Nu vreau să cânt ca un papagal. Uite, de -aia. Nu vreau să predic ca un papagal. Vreau să fiu autentic! Iartă-mă! Poate ești aici și ți s-a greșit. Și nu zice nimeni, iartă-mă. Îți dau un sfat. Nu te duci și spune, frate, eu oricum te-am iertat, să nu faci gafa asta. 99% de oameni nu vor recunoaște că au greșit. Alege să-l ierți în inima ta și dacă nu ți-o spus. Alege să-l ierți! De ce? Pentru că e vorba de relația ta cu Dumnezeu. Doamne, dă-ne harul iertării. Amin? Amin? Poate sunt aici oameni care nu se iartă pe ei înșiși și trăiesc în autocondamnare. Am întâlnit oameni care au spus, frate, de 20 de ani de zile o să mărturisesc păcat. Am făcut avort, de 20 de ani de zile mărturisesc păcatul ăla de câte ori intru în biserică. Ok, avortul e un păcat teribil, dar ascultă-mă. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Ești mai mare ca Dumnezeu? Trebuie nu numai să primești iertarea lui Dumnezeu, trebuie să ieși din autocondamnare și să crezi că sângele lui Hristos poate să ierte orice păcat și ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu mai numești spurcat. Amin? Și ai ieși din această autocondamnare. Biblia spune în felul următor, nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Isus Hristos. Tu trebuie să spui, Doamne, ce ai curățat, Doamne? Eu nu mai numesc spurcat. Moise a omorât un om și după 40 de ani de zile vine cu cele 10 porunci și zice, să nu ucizi. Petru se le apără de Domnul și de Rusal spune Voi v-ați lepădat de cel sfânt. Da, e adevărat, s-a lepădat. Dar omul ăsta are o întâlnire cu Isus Hristos. Și întâlnirea cu Hristos te transformă. Și întâlnirea cu Hristos trebuie să aducă acea rupere față de ce-a fost. Și să crezi că sângele Domnului e mai mare decât păcatul tău. Lăuda să fie Domnul. Frați și surori, vrem trezire, vrem harul lui Dumnezeu. Dă-ne harul iertării, Doamne. Și dacă vezi că diavolul te ispitește într-un fel sau altul și vezi că nu poți duce singur, nu-ți fie rușine să spui cuiva, frate, mi-a ajuns apa până aici, nu mai știu, roagă pentru mine. Fii gata, fii gata să fii un gentleman, arată bunătate. De ce? Pentru că așa a făcut Isus Hristos cu noi. Martin Lloyd Jones spunea așa, uitați-vă la Iosif, stă 12 ani de zile în pușcărie, în anul 10 de pușcărie, doi oameni au niște vise. Și Iosif le tălcuiește. Și când le tălcuiește, Iosif se uită la ei și zice, puneți o vorbă bună pentru mine la împăratul, că n-am făcut niciun rău. Puneți o vorbă. Și Martin Lui John se uită și zice, în textul ăla și zice, Iosif încă nu era vindecat. Că atâta timp cât îți plângi de milă. <laughs> nu-i corect, doamne. Dar de ce îngăduie așa? Dar nu-i corect. Atâta timp cât, eși, cât, îți plângi de milă, încă nu ești vindecat. Și Domnul îi face pe aia doi să uite, așa i Pe unul, cu un murit. Să uite de Iosif și după doi ani de zile, când Dumnezeu vede că inima lui e vindecată, își aduce aminte de el și spune la faraon. Și va ajunge prim-ministru și el continuă și îi spune așa. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să ajungă într-o poziție și să nu fie vindecat, să nu fie potrivit pentru ea. Dacă va ajungea la tron cu inima aia, cu dreptate, nevindecat, îi măcelărea pe frații lui. Ei, măcelărea sub egida dreptății. Dar pentru că Domnul zice, mai stai încă doi ani până te vindești total. De ce? Că atunci când vii la tron să te porți cu frații tăi, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu și să spui, voi ați vrut să-mi faceți răul, dar Domnul a schimbat răul în bine. Doamne, vindecă-ne Tu, Doamne. Amin. Și Doamne, ajută-ne să cerem harul Tău să vină peste noi. De ce? Vrem familiile noastre să fie binecuvântate. Pruncii noștri să se bucure. Bisericile, slujirea noastră să fie asistată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă apropiu de încheiere și vă dau un singur verset. Gândiți-vă la Iov. Avea trei prieteni supărăcioși. Șase luni de zile i-au spus ce o bătut Dumnezeu, omul. Ai băut cu apa. De-aia ți se întâmplă ține în norocirile astea. Vedeți că erau români. Când se întâmplă ceva rău la cineva, Românii nu știu. Nu, știu, au făcut ceva, rapid, nu știm. Or greșit oameni. Și Dumnezeu, uite ce îi spune lui Iov înainte să se termine cartea. Iov, capitolul 42. Biblia spune așa. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Iov 42 cu 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când? După ce s-a rugat Iov pentru supărăcioșii pentru prietenia care șase luni nu m-a luat jocorit. Și ce-a făcut Dumnezeu când a văzut că s-a rugat, i-a binecuvântat, i o iertat? Ce-a făcut Dumnezeu? I-a dat dublu decât tot ce a sens. Când i-a dat Dumnezeu starea de la început sănătatea, textura pielii înapoi? Când? După ce s-a rugat. Nu, no, acum vreau să te întreb. Te poți ruga pentru ăla care poți să-i binecuvântez. Ăsta e testul. Și Biblia spune, când a văzut Domnul lucrul ăsta, ce-a făcut? O lărgi și granițele financiare. Și acum vă rog să ascultați. Eu cred că sunt oameni în bisericii noastre la care Dumnezeu le tratea, trasează granițe financiare. Zice, bă, numai atâta. Că dacă îi dau mai mult, ăsta o ia rasna. Nu datorită păcatului. Atâta poate. Dar eu cred de asemenea că sunt oameni la care Dumnezeu ar vrea să le traseze granițele financiare mai mari, să deschide, să-i binecuvânteze dublu. Și nu poate, nu pentru că nu vrea Dumnezeu, ci pentru că nu o ierta și nu s-a rugat. Și neiertarea blochează binecuvântări și materiale și spirituale. Și tot te rogi, Doamne, scapă-mă, Doamne, scoate-mă, Doamne, fă ceva. Bun, bun! Dar uite-te să vezi. Nu cumva ușile de binecuvântare pentru care tot te rogi le ții blocate prin neiertare? Fă ce-o făcut eu. Domnul a binecuvântat dublu și a dat înapoi când? Când a ales să ierte pe ăia care l au bajocorit șase luni de zile. Ești gata în rugăciunea care va urma după ce fratele Liviu ne conduce într-o cântare. Ești gata să spui, Doamne, cercetează-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei. Scoate orice buruiană amară, de adevărat, e cel mai greu lucru în creștinism, dar, Doamne, dacă Tu ai putut să spui cu rănile necicatrizate, tată iarte că nu știu ce fac. Și tu poți să ierți prin Duhul Sfânt. Pentru că, uite-te, cea mai mare traumă care s-a întâmplat lui Iosif a devenit cea mai mare sursă de binecuvântare când a ales să ierte. Și în momentul când a ales să ierte, Dumnezeu a schimbat trauma în cea mai mare binecuvântare pentru familia lui și pentru destinul unei țări. Cel mai mare rău care s-a întâmplat pe planetă este moartea lui Hristos. Dar pentru că a ales ca în mijlocul încercării să zică, tată, iarte că nu știu ce fac, să aibă o atitudine de iertare, Domnul a schimbat cea mai mare traumă, cel mai mare rău, moartea lui Isus, în cea mai mare binecuvântare. Și prin rănile lui suntem tămăduit, prin sângele lui avem iertare de păcate. Spuneți-mi, mare Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să schimbe pustia în în viața ta. Și mă rog să ai atitudinea potrivită, ca lui Iosif, ca lui David, ca lui Isus Hristos să fim fii ai Tatălui Ceresc Amin.